O excursie romantică la Paris pentru două persoane. Asta a câștigat un tânăr din capitală datorită companiei Viorica Cosmetic, care în perioada 15 decembrie 2010-25 februarie a desfășurat o tombolă, punând la bătaie premii de excepție. Toți clienții Viorica Cosmetic care au avut posibilitatea de a procura în magazinele noastre specializate produse în valoare de 99 de lei, au primit un cupon, l-au completat, l-au aruncat în urnă și astăzi au avut posibilitatea de a câștiga fondul de premii. Astfel, din sutele de participanți, doar 31 au intrat în posesia unor premii. 25 de persoane au primit un set inedit de cosmetice. Am nimerit pentru cei 31 de câștigători și mai ales că am luat acest minunat cadou. Mulțumesc Viorica Cosmetic, mulțumesc organizatorilor și baftă tuturor! Mai norocoși au fost 6 dintre participanți care s-au ales cu fiare de călcat, televizoare LCD și premiul mare, o excursie de 8 zile pentru două persoane la Paris. Câștigătorii vor avea posibilitatea de a vizita acolo muzeul de parfumerie Fragonard. Mă simt foarte bine, neașteptat și mă bucur totodată. Cine o să plecați în Franța? Soția. Va fi un vis realizat, cred că va fi de neuitat. Minunat! Urez la toată lumea să procure cosmetica Viorica Cosmetic și să câștigem pe viitor. Viorica Cosmetic promite că astfel de promoții se vor desfășura frecvent. Scopul de a fideliza clienții noștri, scopul de a promova încă o dată în plus imaginea Viorica Cosmetic și produsele sale și calitatea produselor sale. Viorica Cosmetic le-a dăruit amatorilor de muzică ușoară și un recital al interpretului Vitalie Dane, care este imaginea companiei Viorica Cosmetic.